Paint 3D, bradul de Crăciun. Autocolantele sau stickerele din aplicația Paint 3D sunt folosite pentru a personaliza sau pentru a adăuga texturi realiste proiectelor personale. Autocolantele pot fi editate pornind de la formele 2D create de la zero sau pot fi predefinite în galeria Stickers, în grupul Texturi sau în colecțiile personale. Aplicarea unui autocolant Paint 3D parcurge 3 pași. Clic pe pictograma Sticker, selectare formă, autocolant, textură, aplicare autocolant pe pânza 2D sau pe modelul 3D. Crearea unui autocolant pornind de la formele 2D. Salvarea unui autocolant în galeria proiectului. Autocolante predefinite în galeria Stickers. Autocolante predefinite în grupul texturi, exemple de texturi, coajă de copac, beton, blană, pietriș, gardiu, nisip, lemn. Orice fișier imagine se poate transforma într-un autocolant. Odată salvat în folderele personale, el poate fi extras oricând la cerere. Sarcină de lucru. Inserați modelul 3D al planetei Neptun din galeria Spațiu a Bibliotecii 3D. Aplicați autocolantul Ferma obținut prin salvarea dioramei Ferma. Adăugați o sferă pe care aplicați o steaurie. Utilizați pentru decor și texturile, agățați în bradul de Crăciun globurile anterior pregătite. Proiect nou. Deschidem biblioteca 3D pentru a accesa colecția de diorame. Alegem Farm Diorama și după ce se va încărca, după ajustările dorite, vom salva această imagine într-un folder personal, transformând astfel modelul diorama într-un autocolant. Pe desktop vom numi fișierul Ferma. Tipul fișierului este PNG Portable Network Graphic. Continuare, conform cerinței, vom insera modelul 3D al planetei Neptun. O planetă de apă. Clonăm, copiem modelul 3D. Aplicăm autocolantele. Am ales texturile. Continuăm. Am schimbat fața planetei. Până la urmă, modelul nostru se va transforma într-un glob. Într-un glob ce va decora un
brad cosmic pentru copia modelului 3D al planetei Neptun. O să folosim fișierul Fermat PNG. Iată, ori vom da click pe pictograma ștampilă, ori vom aplica o bifă și am decis ca ferma să nu ocupe în totalitate, să nu acopere perfect imaginea globului nostru, ci să acopere doar o zonă centrală. Iată și un sticker din galeria autocolatelor. A venit momentul să inserăm bradul, copacul veșnic verde. Centrăm bradul pe pânza de lucru, agățăm globurile în brad și apelăm la modelul 3D sferă, o sferă colorată în roșu, roșu, culoarea Crăciunului, pe care vom aplica o steluță din galeria autocolantelor, din galeria stickers. Reglaje de ultim moment. Ne putem folosi de o lupă pentru a așeza decorațiunile după dorință, încă un glob roșu și pregătim chiar și o panglică cu aspect metalizat, o ghirlandă care să completeze, deci un doodle 2D cu o formă triunghiulară, și ea aparține brăduțului nostru. Iar pentru vârful de brad vom alege un autocolant de tip steluță. O steluță aurie. Încă mai putem adăuga panglici și ghirlande în bradul nostru. Cerințele au fost îndeplinite. Tema pentru acasă. Completați imaginea cu figura lui Moș Crăciun. Adăugați un peisaj de iarnă în planul îndepărtat, cu dealuri, nori și fulgi de nea. Vă mulțumesc!